cel de-al patrulea exemplu vom continua să ne familiarizăm cu controlele din C Sharp. Vom alege un control de tip radio buton. O să avem și un text box. Vom redenumi controlele și alegerea 1 opțiunea 1 și opțiunea 2 opțiunea 1 și opțiunea 2 if. Acum controlul nu se mai numește radio buton, ci opțiunea 1. If opțiunea 1.checked egal true, textbox 1.text egal, ați ales prima opțiune. Dacă opțiunea 2.checked egal true, Xbox 1, ați ales a doua opțiune. Ați ales a doua opțiune, ați ales prima opțiune. Sau vom, în loc de radio butonul 1, textul afișat să fie steaua, iar textul pentru radio buton 2 să fie dinamo. Dacă am ales primul, sunteți fan. Steaua. Dacă avem bifat a doua opțiune, cea cu dinamo, să afișăm fan dinamo.
fan Steaua, fan Dinamo.